Salutare, dragi prieteni! Tarășul, celebru primar Pandele, soțul doamnei Gabriela Firea, un mare latifundiar, deși primar al unei localități minuscule, nu? Care este undeva în nordul capitalei, are resurse financiare foarte mari. Tarășul Pandele și-a deschis televiziune, Metropola TV. Televiziune la care, ce să vedeți, dragii mei, nu întâmplător la televiziunea lui Pandele, nu se putea altundeva. Soțul doamnei Gabriela Firea, fostă primăriță a capitalei României și parlamentar PSD. La televiziunea Tarășului Pandele apare ieri, cine credeți, dragii mei? Tarășul Călin Georgescu, prim-ministrul AUR. Îl știți pe domnul Călin Georgescu, cei care mă urmăriți cel puțin de un an de zile, pentru că de un an de zile eu am tot atras atenție. Din momentul în care, momentul cheie, de la jumătatea lunii mai, când s-a terminat starea de urgență și a început tâlhăria civică din Piața Victoriei, executată de către prostituata de pe site-ul XXX a lui Daniel Tudorache, avocata Cerva, Luis Lazarus, George Simion, Pompilu Diplan aplaudacul lui Putin, Diana Șoșoacă, cea care recent, în calitate de senator, într-o piesă de foarte prost gust, știți, ăștia încep să joace teatru, dar joacă teatru foarte ieftin, teatru pentru copii mici și proști. Diplan s-a dus, vezi, doamne, la ambasada Rusiei să aprindă lumânări. După care Șoșoacă a venit și a spus că ea își cere scuze de la Rusia pentru că, de fapt, două cozi de topor trase de sfor de același mare păpușar cu comanda direct de la Moscova. De atunci, de când s-au declanșat aceste isterii, capfii și tâlhăria civică din Piața Victoriei, eu am atras atenția, oameni buni, cu privire la această construcție rusofilă, profund rusofilă, numită AUR, PSD-istul rusofilă, o capcană electorală. O capcană electorală care a marșat și a insistat foarte mult pe ideea de patriotism, de naționalism, hau-hau, de fapt în spate fiind brațul lung al intereselor Moscovei. Și am făcut mai multe materiale video pe canalul meu de YouTube, inclusiv pe blogul meu, dacă veți căuta Mălin Bot plus Călin Georgescu, o să vedeți materiale în care eu am explicat cu o grămadă de argumente Călin Georgescu fiind propus prim-ministru AUR, Călin Georgescu fiind promovat de George Simion de dinainte să izbucnească pandemia. Știți că cineva i-a făcut cadou lui George Simion o poveste foarte interesantă legată și de finanțările acestui partid AUR. George Simion susține că în campania electorală de la alegerile europarlamentare și-a vândut apartamentul pe care l-avea în București ca să plătească cheltuielile de campanie. În mod normal, el n-a devenit europarlamentar, ar fi trebuit după treaba asta să rămână sora Glipiță, să nu mai aibă bani de nimic. Dar ce să vezi, a continuat să existe pe rețele sociale, aparent și mai bine finanțat și mai bine susținut. Brusc i-a răsărit un studio de televiziune, domne, din care făcea el emisiuni, George Simion, da? În calitatea lui de politician, viitor lider, copreședinte de partid PSD-istul rusofil. Fac o precizare ca să întăresc, am să vorbesc despre Călin Georgescu, dar fac o mică paranteză pentru că am citit și știrea asta și are relevanță în acest context, nu? Ca să vedeți că eu când spun partid PSD-istul rusofil, nu vorbesc prostii, nu spun gratuit. Se dezbate ieri și astăzi, s-a dezbătut desfințarea secției speciale. Ce să vezi? AUR este exact pe linia PSD-ului în această problemă. Este încă un subiect în care în Parlament AUR și PSD sunt cu poziție identică, oameni buni, la milimetru, da? Lucru care dovedește exact ceea ce spuneam eu de acum un an de zile. Și revin la Călin Georgescu, prim-ministru AUR, propus, domnule, ăsta este prim-ministru nostru, defilăm cu el. Ce să vezi, prim-ministru AUR s-a dus la Metropola TV, televiziunea Tarășului Pandele, deci nu putea să meargă altundeva, unde a ținut o întreagă polilogie, unde a
făcut un întreg exercițiu de pupincurism la adresa lui Putin, la adresa Rusiei, în contextul în care Rusia are mișcări masive de trupe la granița cu Ucraina, este în prefigurare un conflict militar. El era oarecum previzibil. Săptămâna trecută am vorbit despre întâlnirea ministrilor de externe și poziția ministrului de externe britanic, care a cerut intervenția NATO, inclusiv împotriva acțiunilor ostile militare ale Rusiei. O să vedem cum vor evolua lucrurile. În acest context vine toarășul Călin Georgescu, prim-ministru AUR, la televiziunea mafiotului Pandele și începe să spună el: domne, ce bună e Rusia, ce bun e Putin, ce răi sunt americanii, domne, ce nasol e cu NATO, cum România nu are nicio șansă, domne, România trebuie să stea, să facă ciocul mic, domne, să facă ce zice Rusia, care Rusia, ce să vă povestesc, joacă șah, Putin e un geniu, apărătorul popoarelor și așa mai departe, da? Nu am să dau toate detaliile emisiunii, vă las pe dumneavoastră să le descoperiți în textul de comentariu de la acest material video, comentariul pe care îl fixez sus. Am să pun textul preluat de pe Actual24, unul dintre site-urile de știri ok din România, pe care vi-l recomand. Și acolo puteți să citiți exact ce a zis domnul Călin Georgescu. Domnul Călin Georgescu, care la începutul acestui an, exact ca și, știți, în fiecare an de când sunt eu ziarist, de foarte mult timp, că Putin e președinte, deja mai un pic se face de o viață de când e el președinte în Rusia, și acum aș dă o lege ca să poată să fie președinte forever, deși normal n-ar fi trebuit să fie, da? E un colaj foto foarte fain, expresiv, pe net, cu președinții americani, de la primul mandat al lui Putin, câți președinții americani s-au schimbat. Și Rusia, deci America și Rusia, și la Rusia e numai toarășul Putin. Asta ca să fie foarte clar ce dictatură e acolo. Toarășul Putin, de vreo 10 ani cel puțin, în ianuarie, debobotează, de fiecare dată se duce și este filmat cu mânuată într-un lac înghețat. Toarășul Călin Georgescu anul ăsta a făcut exact un remake, da, după toarășul Putin, anotat într-un lac înghețat. Știu că am făcut bășcălie atunci de el și de toți cei care încă mai trăiesc cu iluzia că acest domn Călin Georgescu o fi vreun patriot, că acest domn Călin Georgescu o fi vreun cetățean interesat de soarta poporului nostru și de soarta națiunii noastre. Eu, de altfel, sigur, pentru mine nu este o surpriză. Pentru mine este doar o confirmare a faptului că ceea ce spun eu de un an de zile, oameni buni, este corect și just. Și o să vedeți câte confirmări vor mai veni în perioada următoare. Tot ceea ce s-a întâmplat de când AUR a intrat în Parlament, începând cu întâlnirea dintre Vasile Dâncu și George Simion și Marcel Ciolacu, la care George Simion a fost surprins imediat după ce AUR a intrat în Parlament, da? L-au chemat la ordine Dâncu și Ciolacu. Dâncu, marele strateg fesenisto-securist al PSD-ului. Tot ce s-a întâmplat de atunci, oameni buni, tot ce s-a întâmplat confirmă la milimetru ceea ce eu spun de un an de zile, dragii mei. Când eu am ieșit prima oară și am început din luna mai, luna iunie, luna iulie, august, cred că la începutul lui septembrie, am avut acel dialog cu George Simion în Piața Victoriei, când deja el era de câteva luni de zile cu autocarul, nimeni nu-l evacua de acolo, nimeni nu-i dădea amendă. Pe noi ne-au scos în 10 august 200.000 de oameni cu gaze, cu tunul de apă, cu în 15 minute au evacuat piața și pe George Simion l-au lăsat pe timp de pandemie să-și facă de cap. Ca să înțelegeți că a avut sprijinul clar al mafiei PSD-iste din Ministerul de Interne, atât sub ministru Vela, cât și sub ministru Bode, ambii miniștri marionete ale acestei mafii. La vremea respectivă, când l-am confruntat pe George Simion și i-am spus: bă, prim-ministru vostru, AUR, toarășul Călin Georgescu, dacă îl cauți un pic pe net, îl găsești în legătură cu Rusia, îl găsești organizator al vizitelor lui Dugin în România. Când Dugin a venit în România, s-a întâlnit cu Adrian Năstase. Există dezvăluiri publicate all over the web, cum ar zice englezii americanii, da? Peste tot pe internet, cu lista lui Dugin.
Tovarășul Călin Georgescu e băgat în chestia asta. Și știți, atunci George Simion a dat cireb la replică: Google minte. Ăsta a fost răspunsul lui. Google minte. Păi dacă Google mințea, eu zic că tot ceea ce s-a întâmplat cu Aur și cu Călin Georgescu în ultimul an de zile ar fi trebuit să contrazică ceea ce am spus eu atunci, când George Simion n-a avut altă replică. Singura lui replică a fost Google minte, după care a declanșat o campanie de denigrare a mea cu toate grupurile Aur, în care a spus că eu sunt plătit de PNL ca să spun aceste lucruri despre el. Deci, el neavând argumente, el dacă avea argumente, dacă acest domn, Călin Georgescu, primul ministru Aur, îl au în brațe și acum defilează cu el, nu ar avea treabă cu Rusia. El ar fi trebuit să mă ofere argumente. Ce să vezi, după aproape un an de zile, tovarășul Călin Georgescu, despre care George Simion spune că Google minte, el apărând înainte să vină Simion în Piața Victoriei, deja de un an și jumătate au apărut o grămadă de articole în legătură cu Călin Georgescu, legăturile lui cu Rusia, tipul de discurs pe care îl promovează. Tot discursul lui este unul putinist la milimetru. Pe agenția de presă oficială Sputnik, care are site-uri în limba română, dacă faci o căutare Călin Georgescu, o să vezi o grămadă de articole laudative și de PR, da, la adresa lui Călin Georgescu. Mi se pare că orice persoană cu o minimă decență și un minim respect de sine, care se documentează măcar 15 minute, că trăim în secolul informației și informația este disponibilă la o simplă căutare Google, apropo și de asta, că Google minte, ca să vedeți cât de slab intelectual este George Simion. Mă refer așa, ca educație, ca IQ. Pe cum să spui că Google minte? Google e un motor de căutare. Google nu îi scrie nimic, Google doar îți dă site-urile. Când tu scrii Călin Georgescu, Google caută toate site-urile unde apare Călin Georgescu și ți le dă în ordine în funcție de cât de citite sunt site-urile respective. Cu cât un site este mai citit și are un public mai mare, cu atât site-ul respectiv este un site mai serios, mai de referință, da? Și sunt o grămadă de analize, sunt o grămadă de articole publicate inclusiv pe site-uri serioase. Lista lui Dugin a fost descrisă în presa din România, pe site-uri foarte serioase. Cum să vii tu să spui că Google minte? Dar vedeți că el știa. El știa foarte bine, pentru că și el este o coadă de topor a Moscovei. Și el este o coadă de topor a Rusiei. O coadă de topor care folosește patriotismul și tema unirii, reîntregirii neamului împotriva poporului român. Dragii mei, este foarte periculos ceea ce fac ei. Și din păcate, foarte mulți români au picat în această capcană și sunt oameni care, eu mă uit pe rețele sociale, mă uit pe profilele lor de Facebook, când vin la mine să comenteze, sigur excludem zgura firmelor de marketing, că au urlale pe acest individ lulea care se dorește a fi wannabe, un fel de ghiță wannabe, da? Un fel de Dan Voiculescu wannabe, da? El se dorește mare mogul de presă, a deschis o grămadă de site-uri, au angajat pe la Parlament, pe acolo, o grămadă de oameni care să le facă propagandă, inclusiv pe rețele sociale, inclusiv pe aceste site-uri. Am un ciobănesc mioritic care aleargă în zigzag pe aici, în fața mașinii. E absolut superb, superbă zona asta, dragii mei. De aici treci munții de la Bran către Pitești. Avem o țară ceva absolut fantastic. Numai zona asta, Brașov, este ceva. Avem o țară superbă, dragii mei, superbă. Nimeni n-ar trebui să fie sărac în această țară. Din păcate, țara este devastată, devastată. După zeci de ani de comunism, după 30 de ani de postcomunism, când în sfârșit am început și noi un pic să ne revenim, am aderat la Uniunea Europeană, la NATO, ajungem să fim afectați atât de grav de către această mafie care are în spate, îndorsată din spate de interesele ostile, maligne ale dictaturii de la Moscova. Așadar, dragii mei, primul ministru Aur, domnul Călin Georgescu, eu o să vă pun materialul,
textul, transcrierea, principalele declarații, să vedeți, să le citiți și să vedeți dacă mai poate fi vreun dubiu, oameni buni, dacă mai poate fi vreun dubiu în legătură cu interesele acestui om și cu, practic, el se exprimă ca un propagandist al dictaturii lui Putin. Vă repet, eu l-am studiat de mult timp, pentru că pe rețele sociale de vreo 3 ani de zile grupurile de propagandă rusești au construit și toți postacii și fermele de trole au tot postat în favoarea lui, i-au construit așa o notorietate și o imagine pe rețele sociale. În momentul în care el a apărut alături de George Simion ca prim-ministru propus AUR și l-am văzut pe George Simion stând în poziție echier și pumpând simbolic, sigur că n-a stat în fizic, dar e o metaforă ce spun acum, pupându-i bombeurile pantofilor lui Călin Georgescu, eu mirosindu-l pe George Simion de la isteria extremist-naționalistă cu incitarea la ură de pe Valea Uzului, mirosind că ceva nu e în regulă cu el și monitorizându-l atent în momentul în care l-am văzut în Piața Victoriei alături de propagandiștii PSD-rusofili, știind că e cu Călin Georgescu, eu am început să vorbesc despre lucrurile astea, oameni buni. Și el n-a avut argument să-mi răspundă. El n-a avut argument să spună, bă, nu e adevărat, uite, lista lui Dugin e falsă, aia așa, aia așa. Nu, n-a avut niciun argument, nimic. Când eu i-am spus, băi, sunt zeci de articole, sute, probabil pe Google, dacă vei căuta, Călin Georgescu plus Putin sau plus Rusia. Și el a zis, Google minte. După care și-a dat seama, bă, totuși nu pot să merg la oameni cu Google minte. Da, drumurile sunt pline de grob, dragii mei. Sunt așa de nasoale că mi-a zburat telefonul din suport. Noroc cu regia de emisie care este cu mine, cu copilotul care mă asistă. Asta este, vă dați seama. Degeaba ai peisaje, degeaba ai zone superbe dacă nu ești capabil, domne, să faci o șosea care să fie cât de cât bine întreținută și să poată să vină turistul în condiții civilizate. E praf și pulbere drumul ăsta, dar pe aici, prin zona fundată, din cauza iernii. De fapt, drumurile din România așa sunt, cum vine iarna acum. Nu știu cum fac ea în Elveția, cum fac ea în Suedia, în Norvegia, în Finlanda. Cum fac ea, domne, că e mai multă iarnă decât la noi, dar nu se sparg drumurile așa de parcă le-ar bombarda cineva după fiecare îngheț. Bun, vă spuneam despre George Simion înainte să ne saboteze gropile înregistrarea. Vă spuneam că el n-a avut altă explicație și a dat seama, bă, numai cu Google minte, nu pot să mă ducă. Totuși, suntem în 2021, oamenii nu închid chestia asta. Și a venit cu această mizerie, această manipulare la adresa mea, pe care a răspândit-o mult în grupurile au. Dom'le, nu, pe Mălin Botă plătește Orban și de asta el a spus lucrurile astea. Sigur, o chestiune stupidă pentru cine mă urmărește pe mine și nu numai, pentru orice om care are cât de cât respect pentru propria persoană, pentru că orice om care are cât de cât respect pentru propria persoană știe să informeze decent și în momentul în care îi se spune ceva, verifică. În momentul în care verifici pe net, cauți Călin Georgescu plus Rusia și vezi atât de multe articole, îți dai seama că ceea ce a spus Mălin Bot este corect și obiectiv. După care, sigur, poți să zici, bă, dar hai să vedem, chiar îl plătește Orban. Cauți pe net, pe Google sau pe canalul de YouTube al lui Mălin Bot, Mălin Bot plus Orban și vezi că, de fapt, numai că Mălin Bot nu are nicio daravelă cu Orban, este unul dintre cei mai duri critici din presă împotriva lui Orban. Pentru compromisurile puturoase pe care Orban le-a făcut, am și apreciat lucrurile bune, dar lucrurile rele, mai ales de când a devenit prim-ministru, sunt niște lucruri extrem de grave în cazul lui Orban. Nu vreau să intru în această discuție acum. Ideea este, dragii mei, să citiți cu atenție. Am să pun transcrierea principalelor declarații ale domnului Călin Georgescu în comentariul pe care îl fixez la acest editorial video de pe YouTube și să vedeți toți cei care mă urmăriți de puțin timp să vă uitați din urmă în playlistul meu AUR, cea mai mare capcană electorală, da, PSD umblă cu cioara vopsită în AUR. Căutați pe YouTube Mălin Bot plus Călin Georgescu. Cei care mă urmăriți de un an de zile, sigur că știți aceste lucruri și pentru dumneavoastră este
simplu să constatați că... Vai de capul meu, ce-a fost aici? Chiar în curbă, nici nu o vezi. Deci un crater ceva de stă mintea lor. Și merg încet, vă dați seama, deci nu se pune problema că aș merge tare, dar pur și simplu n-aveai pe unde să o iei. Grop peste grop. Bun, ideea este să intrați și să vedeți că am avut dreptate, oameni. Am avut dreptate. Încă un subiect pe care am avut dreptate la milimetru. Și sunt foarte curios, aici are o zonă, zici că, zici că a fost război, oameni. Nu se poate așa ceva. Bătaie de joc. Am avut dreptate, încă o dată, la milimetru. Trist este că am fi putut să nu avem aur în Parlament, am fi putut să nu avem aceste cozi de topor ale Rusiei infiltrate în procesul nostru legislativ, dacă presa ar fi informat corect. Televiziunile, marile site-uri de știri, toți au tăcut, n-au zis nimic, nimic, nimic despre aur. Și acum ne-am trezit cu această nenorocire. De asemenea, dragii mei, nu este o întâmplare că se dovedește a fi rusofil și mare fan Putin și propagandist al dictaturii de la Moscova, prim-ministru unui partid care în România în ultimul an de zile este responsabil de isteria COVID și de toate adunările infectării României și agravării crizei sanitare. Nu este responsabil, oameni buni. Pentru că asta face parte din planul de la Moscova de destabilizare a României și de face parte din operațiunile maligne, toxice, pe care această dictatură a criminalului Putin le derulează împotriva țării noastre prin aceste cozi de topor.